Bună ziua, bine v-am găsit la Lux Sport Live, sunt Gianina Iacob. După emisiunea de ieri în care am avut invitați pe Ivan Pațaichin și pe Dan Bidman, a venit vremea sexului frumos să fie astăzi la putere la noi la emisiune. Este vorba de două handbaliste reprezentative ale voleibaliste reprezentative ale echipei Dinamo. Bine, eu sunt cu handbalul, se știe, și normal să mai greșesc. Este vorba de Neca Onijecue și de Paula Parnoi. Domnișoarelor, vă mulțumesc mult de tot că ați venit la mine la emisiune. Sunteți foarte frumoase, sunteți cunoscute una pe punctul de a deveni din ce în ce mai cunoscută și cealaltă, Neca, este deja cunoscută printre fanii voleiului, pentru că este cea mai bună jucătoare de volei de la noi din țară. Felicitări, Neca, bine ați venit pe la noi. Mulțumesc și mulțumim de invitație. Cum petreceți voi această perioadă? Pentru că nu ați început încă activitatea. Noi vrem să vă vedem și pe voi în acțiune, așa cum vedem alte sporturi. Cum decurge pregătirea, Neca? Pregătirea, destul de plictisitor. Așteptăm cu nerăbdare meciurile. Avem deja o perioadă de 2 luni de zile în care avem doar antrenamente. Ce a fost mai greu a trecut cele 3, 4, 5 luni în care n-am reușit să ne antrenăm. Dar ne bucurăm de momentul ăsta în care putem fi în sală și putem face ce ne place și ce iubim. Pentru tine cum este? Tu ai 16 ani, Paula. Da. Te duci și la școală, faci de acasă, la tine momentan cum decât lucrurile? Momentan sunt pe online. Mi-e mai ușor așa. Și doar așa cred că o să rămân, pentru că nu am timp să mai trec și pe la școală cu 2 antrenamente pe zi. Și asta e. Cum ar veni greu pentru voi să vă pregătiți în această perioadă, având în vedere că nu știți exact nimic sigur, nu? Sunteți susținute de spectatori? Este un pic diferit, dar am acceptat situația, nu avem ce face, dar sperăm să începem cât mai repede meciurile oficiale. Ne e dor, au trecut deja 6-7 luni în care n-am avut niciun meci oficial. Și sperăm că la sfârșitul lunii vom începe și noi competiția. La tine cum e, Paula? Cum simți? Simți nevoia de spectatori? Da, vă dați seama că sunt obișnuită cu spectatori fiind de 8 ani în volei. Și era mai bine cu spectatori din punctul meu de vedere, pentru că ne susțineau și ei și ne scoteau din momentele mai grele. Așa este. Cum e să fii mezina echipei până la urmă, că tu ești cea mai micuță de acolo? Da, vă dați seama că mie îmi place. Chiar dacă eu trebuie să adun mingile și mai multe lucruri, să car, dar mie îmi place că, nu știu, sunt așa cocoloșită într-un fel de ele. De cine ești cea mai apropiată din echipă? Ah, Neca. Mama mea adoptivă. Serios? Da. De ce simți că e mai aproape de tine decât restul, să spunem, sau de ce simți tu că ești mai aproape de ea? Păi ea mă bagă cel mai mult în seamă și am stat și cu ea în cameră și mă simt mai bine cu ea, nu știu. Da, probabil că știi cum e, la un moment dat poate și Neca a avut parte de-a lungul carierei ei de momente în care s-a simțit marginalizată și acum simte nevoia să-și întoarcă, nu? Da, da, am fost și eu la vârsta aia și știu ce înseamnă să fii cel mai mic și ai nevoie de ajutorul celor mai mari, care să te mai apere în unele momente. Oricum, antrenorul e mereu cu gura pe tine dacă greșești ceva. Și, na, ele au nevoie, nu doar ea, ci și colegele mai mici au nevoie de ajutorul nostru. Adică să nu simtă presiune și să facă totul cu drag și din plăcere. Da, dar vezi că, uite, tu ai rămas cu această amintire și cumva ai vrut să o ștergi din memoria ta prin a ajuta alte persoane, alte colege de-ale tale mai mici, dar poate că restul nu-și mai aduc aminte și a uitat. Da, nu, ce să zic, eu fac ce depinde de mine. Fiecare face cum consideră sau cum crede că e mai bine. Mhm. Se pot lega în continuare prietenii într-o echipă de fete? Normal. Normal.
Pentru că la un moment dat, na, sunt și discuții în care se spune că apar și invidii sau, nu știu, discuții pe seama faptului că una joacă pe post titular, cealaltă nu. Na, se întâmplă, cel puțin la handbal, de asta am și început cum ar veni, mă scuz acum, dar am început spunându-vă că sunteți handbaliste în loc de voleibaliste, pentru că eu am fost reporter foarte, foarte mulți ani și am fost pe handbal. Am călătorit cu echipa din Baia Mare, cu echipa din Vâlcea, cu echipa de aici din București, mai peste tot cu ele și acasă, dar și în deplasare, și cumva acest sport mi-este foarte drag, dar mi-este foarte drag la fel și voleiul și din păcate chiar eu stau și sufăr, să spun așa, pentru că nu este la fel de promovat ca și celelalte sporturi, pentru că da, este un sport extraordinar și mi-aduc aminte că atunci când a câștigat Blajul, când de fapt s-a calificat în finala Ligii Campionilor, echipă din care și tu făceai parte, Neca, de-abia de atunci s-a promovat așa și auzisem de voleiul feminin românesc. Simțiți și voi lucrul ăsta? Da, da, da. Și mie mi se pare că nu prea se promovează voleiul, dar nu doar voleiul, mai sunt și alte sporturi care au rezultate foarte bune și mi-aș dori să aud mai mult. Tu ai jucat și în alte campionate din străinătate. Acolo cum era văzut voleiul? La fel ca România, în mare parte. Nu suficient de mediatizat. Văd aici că ai jucat în Elveția, în Franța, în Germania. Da. Care ți-a plăcut? În care țară ți-a plăcut cel mai mult sau la care echipă? Franța. La Cannes, normal. Da, chiar din Cannes era echipa, nu? Da, wow. Da. De ce n-ai rămas acolo? Probleme financiare. Da. Da. După ceva ani petrecuți la Blaj, unde ai obținut rezultate foarte bune cu echipa Neca, ai decis să vii în București, în capitala României, la Dinamo. Pe ce s-a bazat această alegere a ta? Pe ce simțeam în momentul respectiv. Antrenor, club, colege, foste colege, proiect, obiective și luând toate aceste calcul, am hotărât să aleg Dinamo. Și cum te simți acum aici? Foarte bine. Da? Da. Îți place în capitală? Da, îmi place. Știu că la un moment dat l-am avut și pe fratele tău handbalist, mi-a ieșit handbalist. L-am avut invitat aici la noi în studio să comentăm campionatul mondial de handbal. Cichie joacă și el la CSM București, în echipa adversă, să spunem așa. Și îmi povestea de tine, chiar vreau să fac la un moment dat o emisiune împreună cu el, dar și cu tine, doar că era destul de greu să se lege programul, pentru că tu erai plecată la mulți kilometri distanță de București. Poate că cine știe, mi se îndeplinește dorința acum și reușesc să vă aduc pe amândoi împreună. Voi sunteți o familie de 3 frați, da? Da. 2 bărbați și o femeie, adică tu. Da. Povestește-mi despre familia ta. Ce să vă povestesc? Eu și Cica am ales sportul. Odi, cel mai mare, n-a vrut sport. El fiind cel mai înalt dintre noi trei. Da, eu și Cica am început sportul destul de repede. Eu n-aveam încă 12 ani. Și na, drumurile noastre s-au cam separat. Fiecare a luat-o în direcția lui. Eu cu Cica reușeam să ne vedem destul de rar. Na. Echipa de club, echipa națională, nu prea reușea să ne vedem, dar mă bucur că acum suntem aproape și ne vedem foarte des. Aveți o relație de prietenie, cum ar veni? Da, 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 da. Suntem foarte uniți, foarte uniți. Bine, lumea de acasă stă și se întreabă, eu știu povestea, dar nu toată lumea poate să intre în mintea mea și să vadă exact ce informații am. Știu povestea de la Cichie, dar te-aș ruga să le spui și tu celor de acasă povestea voastră, da? Pentru că știm că pe jumătate tu ești nigeriancă. Da, da. Păi provenim dintr-o familie mixtă, tată nigerian și mamă româncă. Ei s-au cunoscut în Cluj-Napoca, la facultate. S-au plăcut love story, 3 copii și cam asta ar fi de zis. Și apoi am apărut noi 3.
Dar, nu știu, știi să vorbești și altă limbă în afară de română și engleză? Nu vorbesc Igbo. Uh-huh. Nu vorbesc Igbo, niciunul din noi nu vorbim Igbo. Tatăl nostru era plecat foarte mult când eram noi mici și nu prea aveam cu cine să exersăm și atunci am rămas doar cu engleza. Uite aici, pe cei doi frați ai tăi. Da, da. Wow, dar ce semănați! Da. Toată lumea zice că semănăm foarte bine. Da, n-am mai găsit o fotografie de când erați voi mici. O aștept să vină să te întreb ceva legat de ea. Dar Nigeria, ați vizitat-o până acum? Nu, n-am apucat. A mai venit și pandemia acum. Da, da, de pandemia asta ne-a cam dat peste capul cu tot și toate planurile ne-a dat peste. Uite aici, te recunoști în care ești, care ești tu? Normal, normal, Paula Cares. Cea mică. Păi normal. Da, dacă nu era aici, da. Dar Cighe care? Cighe? Aolo. Cel din mijloc? Păi normal. Ți-am zis că mă pricep la handbal cât de cât. Da, o familie foarte frumoasă. Ce vârste, ce distanță de vârstă e între voi? Între Odi și Cichie un an și ceva și între mine și Cichie aproape 3 ani. Aha, am înțeles. Deci sunt destul de apropiat. Și aici, bunica? Da, din partea mamei. Da, e ciudat așa să mă uit la tine și să te văd că vorbești foarte, foarte bine românește, că ești româncă. Chiar tu ce te consideri? Româncă. Păi m-am născut aici, am crescut aici, am copilărit aici, toate amintirile le-am aici, prieteni, familie, mă rog, rudele din partea mamei. Și atunci, na, joc pentru echipa națională a României, deci 100% româncă. Da, bravo ție, mă bucur să mai aud că sunt oameni care, uite, nu sunt 100% români, dar se recunosc ca și cum ar fi români, pentru că să avem și noi mulți în țară care nu sunt chiar atât de naționaliști, să spunem. Mm-hmm, mm-hmm. Și probabil ai simțit și tu asta. Da, da. Paula, la tine care e povestea? Tu provii dintr-o familie de sportivi? Da, mama ta, tatăl tău, ești singură la părinți? Nu, am o soră. Mama și tata tot așa au fost sportivi. Tata a făcut caia canoe și mama conotaj. Înainte făceam dansuri, dar sora mea s-a dus la vole și am mers cu ea la câteva antrenamente și am văzut că mă prinde și am rămas acolo și am rămas cu voleiul de atunci. Tu de cât timp faci volei? De 9 ani. 9 ani. Dar da. ai făcut și basket înainte, da? Am făcut basket în timp ce făceam volei. A, amândouă în paralel. Da, mm-hmm. Da. Și ce a contat în alegerea ta? Păi ideea e că mă pregăteam mai mult fizic la basket, la basket alergam mult. Și cum înainte nu eram la senioare, am zis să fac ceva în plus față de celelalte. Și cum e viața de voleibalistă la echipa Dinamo? Oh, vă dați seama că îmi place, toată lumea când zice Dinamo, wow, echipă mare. Îmi place foarte mult la Dinamo, mai ales că m-am acomodat și cu fetele și cu antrenorii, mă înțeleg cu toată lumea. Nu știu, te gândești ca pe viitor să evoluezi și în străinătate? Adică da. Ai... Da. Da, dar momentan nu știu unde, dar vreau să plec. Ce îi recomanda Nega? Nu cred că este o rețetă în alege. Cred că trebuie să ții cont de antrenor în primul rând. Pentru că ea fiind tânără, trebuie să continue să progreseze. Uh-huh. Și atunci antrenorul este foarte important. Și apoi la fel de important este să joace. Că doar jucând ajuns să câștigi experiență. Corect. Da, așa e. Știu că unul dintre, sau o pasiune mare pentru tine sunt sporturile extreme. Mai ai timp să le practici sau îți permite fizicul? Pentru că vreau să fac, ce adevărat, vreau să fac sporturi extreme, dar na, nu-mi permit. Nu am timp pentru astea. Că dacă ți intervine vreo accidentare într-un sport da, extrem... Da, vă dați seama că nu e bine. Nu ți riști cariera. Am avut acum câteva zile pe două dintre colegele voastre de club, dar care reprezintă poloul feminin românesc. Și le întrebam și pe ele ce mușchi lucrează poloul
pentru feminin, să spunem. Dar acum vă întreb și pe voi, voi ce mușchi aveți nevoie să lucrați? Sau nu știu, cum decurge? Pentru că aveți niște trupuri foarte frumoase. Și da, chiar mi îmi place să admir o femeie, chiar sunt genul acesta de femeie care admiră alte femei și nu se gândește, arată mai bine ca mine. Da, mi-aș pune așa mâna în pălmuță și aș sta și m-aș uita așa la o femeie frumoasă toată ziua. Și voi voleibalistele pentru mine arătați foarte bine, aveți un corp, cred că cel mai armonios lucrat dintre toate sporturile. De ce? Ce anume, ce exerciții faceți? Exerciții? Păi, nu știu, lucrăm toate grupele musculare, avem nevoie de la mușchiul gâtului până la cel al degetului mic de la picior. Și atunci, da, trebuie să lucrăm cam tot. Tot, nu? Da, ai nevoie de umeri, ai nevoie de abdomen, de mușchii spatelui, de picioare, gambe, tot. Deci voi aveți câte antrenamente pe săptămână? 90, cred. Cam așa. Deci media e de două pe zi, nu? Da. Și două pe zi însemnând două în sală sau unul în sala de forță și altul în sala de joc? Depinde de momentul în care te afli. În perioada precompetițională încarci mai mult și atunci poți să ai două, trei sau patru antrenamente de forță. Mm-hmm. Pe care în mod normal le faci dimineața, iar seara lucrezi în sală cu mingea. Că, de exemplu, fetele de la polo spuneau că ele la sală nu lucrează absolut deloc. La ele tot antrenamentul este în apă. Da, cât da, de diferit da, poate să fie, da. Incredibil. Da, avem o surpriză pentru tine, Neca. Fratele tău este în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Cichie! Bună, Janina! Bună, Neca! Bună, Paula! Mezinei! Da, exact! București. Măi, ce fată frumoasă ai, ce soră frumoasă ai, este frumoasă cu totul. Știi că îmi doream de foarte mult timp să o cunosc și mi-ar fi plăcut să fac un material împreună cu voi, dar asta e, n-au intrat zilele în sac, o să o facem. Corect, da, mersi mult. Îmi dai seama, are și de unde să moștenească. Fratele e mai mare, acum ce să zic și eu. Da, referitor la materialul pe care povesteam mai de mult, cine știe? Cum ai zis tu, zilele n-au intrat în sac. Sunteți mulți sportivi acolo la voi în casă. Când vă întâlniți, nu vorbiți în continuare de uite ce s-a mai întâmplat la mine la handbal, să spunem că zici tu și apoi zice și Neca. Păi da, la mine la volei, uite ce veșteam. Sau preferați să discutați alte lucruri? Despre femei nu, că tu deja ești căsătorit, dar eventual despre bărbați, eu știu. Da, într-adevăr. Să spun sincer, nu prea discutăm foarte, foarte mult de sport. Pentru că în momentele libere fiecare dintre noi cred că trebuie să se detașeze puțin de, să zic, jobul, că e ca și un job sportul pe care îl practicăm și preferăm să vorbim lucruri din afara sportului. Dar, na, despre femei, cum ai spus, la mine sare de discuție, între bărbați nu-mi place să mă bag în viața Necăi, pentru că ea știe cel mai bine ce și cum. Da, ai fost genul acela de frate care i-a spus că bărbații sunt răi, că sportivii sunt, nu știu, fustangii, sau ai lăsat-o liberă în gândire? Când eram mai tineri, îi mai dădeam niște sfaturi, dar deja cred că e destul de matură ca să facă niște alegeri sau să spun așa. Acum ea știe cel mai bine. Știi cum e? Când ești în fața faptului, tu poți să decizi. Important e ce simți tu, nu ce spune lumea din jur. Ai vrut să oferești de sportivi? Nu pot să spun acum că sportivii sunt într-un fel sau în altul. Cum ai spus tu, că sportivii sunt fustangii. E posibil și așa, dar e posibil să fie și oameni, cum se cade. Adică, cred că trebuie să-ți dai tu seama, ca și persoană. Nu ne putem lua după, să spun, vorba poporului. Deci ai fost un frate foarte bun, așa pari. Eu așa cred și sper. Acum Neca poate să confirme.
Neca? Da. Așa e, nu? Nu s-a băgat prea mult în viața ta. Nu, a avut doar grijă de mine. Ce înseamnă grija asta acum, Ana? Nu știu. Păi nu, că de la 16 ani m-a luat sub aripa lui și el și fratele mai mare. M-a luat sub aripa lor și au avut grijă de mine. Na, vezi asta, da, asta, nu, vezi aici. Mi-am învățat lecția. Și m-a ajutat mult asta. Cichie, Neca este foarte bună în volei, este cea mai bună din voleiul românesc și în acest moment, dar și în ultimii ani. Atunci când s-a jucat acea finală din Champions League, ea a ieșit jucătoarea turneului și a fost introdusă în echipa ideală. Cum e să ai o soră așa tare? E un lucru foarte, foarte, să spun așa, prețios, cu ghilimele de rigoare. Mai mult să zic că mă mândresc cu treaba asta, deoarece s-a întâmplat de multe ori să fiu întrebat, ai vreo legătură cu Neca sau probabil și ea, na, că și semănăm, dar e o chestie de mândrie. Și apropo de finala aia, din păcate n-am fost în sală, deoarece aveam antrenament, am fost cu o zi înainte la acea semifinală și a fost pentru mine, ca și spectator și membru al familiei Onejdec, a fost foarte, foarte emoționant. Cred că pentru Neca și restul coechipierilor a fost mai ceva. Dar într-un cuvânt, fabulos. Pentru că e greu să ajungi într-un Final Four de Champions League. Nu contează sportul. Corect. Și mai ales că noi nu mai ajunsesem acolo de foarte mulți ani. Adică nu puteai spune că avem așa o tradiție în a fi prezenți în concursuri top. Da, da. Într-adevăr. E și în echipa națională. La un moment dat ai fost și tu în echipa națională. Voi pe jumătate sunteți români, pe jumătate nigerieni. Dar îmbrăcați tricoul naționalei României. Reprezentați practic România. Ce sentiment, că am întrebat-o pe Neca mai devreme, dar nu știu, pe tine ce sentiment te încearcă? Cum te simți în acel tricou când reprezinți România? Păi cum a zis și Neca din iauri, noi suntem români, doar ce suntem născuți în România, trăim tradițiile românești, vorbim românește, am reprezentat tricolorul cu mândrie, ea încă mai reprezintă. Eu m-am retras din echipa națională, deoarece am simțit că în momentele, să spun așa, de mai puțin aglomerate din calendarul handbalistic, aș vrea să-mi dedic acel timp familiei. Dar când mergeam ca un sub tricolor, era la fel, o mândrie. Asta e greu de explicat în cuvinte. Cred că doar cine a fost acolo convocat sau așa poate să înțeleagă. Dar, pe total, cred că fiecare sportiv tinde să ajungă în acest nivel al carierei, să reprezinte țara natală. Și e o ultimă întrebare, cum mai merg lucrurile la CSM București, să ne referim acum și strict la tine? Lucrurile merg în continuare. Suntem după acest turneu foarte obositor. Avem câteva zile de pauză. Suntem pe locul 4, deci lucrurile merg în continuare. Sper să meargă din când în când mai bine. Suntem bucuroși pentru că s-a reluat campionatul și chiar dacă se joacă în anumite chestii așa mai ciudate, cu, de fapt, fără spectatori și cu un protocol foarte strict cu igiena, dar ne bucurăm că putem juca. Bun, păi atunci o să ținem legătura. Știi că mie îmi place foarte tare handbalul, așa că te aștept în studio. Mulțumesc mult de tot pentru intervenția ta și mult succes ai. Mulțumesc și vouă por la emisiune.
Mulțumim mult. Bune, sănătate. Mulțumim mult, la fel, așa să fie. Dragilor, revenim după pauza de publicitate. Ne găsiți tot aici în studio. Am revenit la Lux Sport Live. Voleibalistele Neca Oniejecuie și Paula Part noi sunt astăzi alături de mine. Dragilor, bună ziua și bun găsit încă o dată. Haideți să vorbim și lucruri despre viață care îi pot ajuta și pe ceilalți, mă gândesc. Vorbeam mai devreme noi ceva de sport, pentru că cineva de acasă care se uită la voi și are nevoie să, noi că vrea să arate cum arătați voi, e clar că e nevoie să știe că e de mers la sală tot timpul și de lucrat toate grupele de mușchi. Confirmați, da? Da. Voi v-ați obișnuit, nu? Adică nu mai e nimic greu în toată treaba asta. Ba da, e greu. Fiecare dimineață e grea. E greu. Sunt zile în care e mai greu, sunt altele în care merge mai ușor treaba. Cum a fost perioada asta pentru voi, dar aici mă refer dintr-un aspect în care am văzut peste tot că fiecare sportiv, fiecare om și-a găsit și alte pasiuni. Voi ce pasiune v-ați găsit în pandemie, în starea de urgență? Am jucat ping-pong în casă. Altceva n-am putut să facem. Cu cine? Cu tata. Serios? Da, tata e mai așa. Aveați deja masă de ping-pong, da, nu? Da. Și tu, Neca? Bucătărie, Masterchef am fost, am gătit. Na, ce să fac? Am gătit, am făcut curățenie, mi-am organizat lucrurile în dulap, de toate. Și na, m-am antrenat acasă cât am putut. Dar știai să gătești dinainte sau acum te-ai îndrăgostit? Nu, știam de dinainte. Uh-huh. Plus că, na, pe internet găsești orice. Îți trebuie doar ingrediente și timp. Și îți place? Da, dar îmi place să gătesc pentru prieteni, pentru familie, pentru mine. Așa mai, cât mai lejer să fie. Dar dacă, na, chem colegi de echipă sau prieteni, îmi place să gătesc. Și vin des prietenii la tine acasă? Păi acum nu prea mai vin, că na, suntem în pandemie și e cam riscant să mă întâlnesc cu ei, dar na, poate la vară, să sperăm că... Și ce obișnuiești să gătești? Depinde de ce mi se face poftă sau nu știu. De Crăciun fac sarmale, îmi place să fac sarmale. Da. Cum sună așa de la tine? Da, da, nu s-ar aștepta lumea, știi? De obicei vorbesc în limba engleză cu mine și eu le răspund în limba română și fac ochii așa mari. Și răspund și cu accent ardenenesc și mai bine prinde. Da. Deci sarmale, da? Altceva? Tot felul de creme. Ce mai... Da. Astea erau în Elveția făcute când... Deci au ajuns sarmalele românești și în Elveția, nu? Da, pentru că noi organizam un turneu și nu puteam să vin acasă de sărbători și atunci făceam o masă mare, le chemam pe toate colegele și în felul ăsta simțeam și noi că e Crăciun. Mm-hmm. Super. Și altceva în afară de sarmale? Mai am tot felul de mâncare. Musaca, lasagna, paste, na. Dar, nu știu, la prăjituri, nu știu ce ți-ar plăcea să faci. La prăjituri nu prea mă bag, că nu sunt așa de bună la prăjituri. Fac banana bread, fac brownie, fac clătite românești sau cu foastele. Și nu ești priceput deloc. Dar nu e mare lucru. Nu, 2, 3, 4. Așa, la o mână. Dar nu mă pricep. Așa, altceva? Nu mai zic nimic acum. Ce mai scoți? Doar că da, cred că le faci și nu mănânci ca să te menții atât de bine, nu? A, nici vorbă. Mănânci mult? Da. Îmi place mâncare. Și îmi plac dulciurile. Da? Da. Dar se depune? Se și depune. Am perioade în care mă uit așa, mă urc pe cântar, Neca, nu-i bine, las-o mai moale, taie zahărul, că după aia o să-ți fie greu la sărituri. Da, vă dați seama că, na, ca o femeie, sunt perioade în care mai pui, mai slăbești, depinde și de perioade. Da, hei, mai pui, mai slăbi, mai pui, da, mai da, slăbești. În carantină cred că toată lumea că am pus. Da, așa e. În carantină, așa da, e. Na, ce să facem? Aici, tu erai? Uh-huh. Ai sărit cu parașuta? Da. Wow, când? 2012, după nunta unei colege. După nuntă? După nuntă, am zis, hai. A făcut un pariu ceva la nuntă sau? Nu, ea nu s-a băgat, că ea trebuia să plece în luna de miere. Cum a fost senzația? Ciudat, am sărit de la 4.000 și s-a deschis ușa avionului și eram prima și zic, Doamne ajută, mi-a făcut 2-3 cruci și am zis, hai. Da, a fost,
adrenalină foarte mare. Senzația de gol în stomac și caz în gol, nu prea puteam să respir, na. Eu zic, ok. Asta mă gândeam și eu, că și pe mine mă bătea gândul să sar la un moment dat cu parașuta, dar eu cum ar veni sunt dependentă de aer. Dependentă de aer în sensul că nu-mi place nici atunci când am nară înfundată să simt că nu pot respira. Wow, deci pentru mine e groaznic să nu respir. Și atunci mă gândesc că chiar vreau să discut cu cineva care a sărit, cum e din punctul ăsta de vedere, dacă te simți viu sau simți că te duci... Te descurci, nu ești mort, te descurci. Da. Deci poți trage aer în... Da, mai greu, că e viteza foarte mare, caz în gol. Ceva de genul, oh! Da, se pare că n-ai avea frică de moarte dacă te... Cu toți o avem, dar ne descurcăm, trăim cu ea. Dar de ce ai vrut neapărat să sare? Adică ce s-a aflat în spatele acestei acțiuni? A, nimic, aveam eu o listă. A, de to-do list, da, ceva nebun, așa, ieșit din comun și am zis, hai să sar cu parașuta. Și am zis, ok, sare. Și după aia, când ai ajuns cu picioarele pe pământ? Zic, ok, a fost foarte fain, dar nu mai fac. N-ai mai repeta? Nu. Dar de ce? Nu am simțit nevoia, adică... Adică ai bifat și exact, aia a fost. Exact, nu exact. A fost ceva ce face... Da. E o adrenalină diferită de adrenalina dinainte de meci, să spunem? A, da, normal, nici nu se compară. Care e mai frumoasă? Da, cea de meci, cea de meci. Mă rog, dacă reușești să o controlezi, să o ții sub control, că altfel e cam nasol. Da, na. Da, revenim și aici. Paula, tu ai sărit cu parașuta? Nu, da, vreau. După ce faci 18 ani. Da, normal. Acum bănuiesc că părinții tăi nu prea sunt de acord cu acțiunile tale. Ba da, nu, n-au treabă, da. N-am avut timp să fac. Te duc eu. E aici o problemă. Da. Tot ai zis că e un fel de sora ta mai mare. Da. Așa că te poate duce. Revenind la discuția de mai devreme cu aceste emoții pe care și voi le aveți înainte de meci, vă impuneți să intrați într-o anumită stare înainte de o partidă sau pur și simplu se întâmplă? Se întâmplă. Adică, na, vrând nevând, știi că ai meci și na, urmează trăirile. Și la tine cum e? Când am emoții, am momente când am emoții, dar, de exemplu, cu ele nu prea, pentru că știu că n-o să joc. Voi aveți modele în sport, atât în volei cât și în alte sporturi? Am avut când eram mai mică, am avut. Adică, mă rog, aveam 12 ani și mă uitam la cele mari, așa eram. Wow, ce frumos joacă, vreau și eu să ajung ca ele. Și, na, de fiecare dată când văd o jucătoare care, nu știu, îmi place, o admir. Nu neapărat că o iau... Model? Da, dar o admir. Și tu, Paula? Neca. Da. Ce admir cel mai mult la ea? Tot, de la comportament până la cum joacă, mai ales cea mai bună. Dar de ce ești tu modest așa? Că așa e. Așa e. Accepți asta sau ești așa doar modest aici cu noi în studio? Accept. Nu, dar sunt modestă de fel, adică, na, ok. Da, foarte bine, bravo ție. Dar să știi, câteodată e bine să fii și mândru de tine, știi? Contează. Păi sunt mândră de mine și de ce am realizat, dar în același timp, în fiecare zi trebuie să demonstrez lucrul ăsta și sunt conștientă de asta. Și să te și premiezi. Mă premiez, normal, cum să nu? După ce aflăm și părerea invitatei mele care este prin telefonul în acel moment, o să aflăm și de la tine cum te premiez, pentru că este important lucrul ăsta, să mai aflăm și noi noutăți de cum se premiază femeile în ziua de astăzi. Cristina Pârv este alături de noi. Cristina a fost desemnată cea mai bună voleibalistă din istoria României. Mulțumim mult de tot, Cristina! Bună, Gianina! Bună, fetelor! Ceau, Cris! Mă urmăresc! Am stat prin trafic acum, dar am ajuns acasă și pot să vorbesc cu voi. Mă bucur să fiu alături de voi. Și noi! Ai văzut ce fete frumoase am adus în studio? Ai fost și tu aici? Uite că ne menținem pe această linie de a promova și acest frumos sport feminin. Este superb voleiul și e superb cum transformă corpul unei femei și nu doar corpul, ci și mintea. Uite, mi-a rămas...
mi-a rămas în cap exact ce ai spus tu data trecută când ai fost la noi la emisiune, că sportul, cum ar veni, voleiul este un sport care te menține cu capul tot timpul sus, cu capul îndreptat către Dumnezeu, către divinitate, și sinceră să fiu, și atunci când îmi fac exercițiile fizice acasă, fac sărituri ca și cum aș da așa cu mingea de volei în sus, pentru că simt că mă apropii mai tare de creativitate. Da, e superb voleiul și spune-mi cum ți se pare ție că, uite, o jucătoare pe jumătate nigeriancă este în România și ne reprezintă țara. Într-adevăr, mă bucur că ai rămas cu ceva bun de la mine. Nu doar asta. Interviul nostru, și eu am rămas cu multe lucruri bune. Și vreau să zic că, în general, voleibalistele sunt fete frumoase și mă bucur să fiu și eu printre ele. Și, într-adevăr, și fetele, și Paula, și Neca mă cunosc mai bine, puțin mai bine, nu foarte, foarte bine, dar am avut mult mai multe întâlniri decât cu Paula, și Paula este de tânără. Și vreau să le felicit și pe Paula, la vârsta ei, să joace la Dinamo, este extraordinar, și pe Neca nici nu pune în discuție, la toate realizările care le-a făcut ea și tot talentul care l-are. Și o fată extraordinară, ea a fost la deschiderea la academia mea anul trecut, ne-am mai întâlnit prin Cluj și sunt foarte mândră să fiu acum alături de voi. Sunt bucuroasă și este foarte, foarte bine că suntem aici împreună și trebuie să dezvoltăm mai mult voleiul, nu? Cred eu. Dar cum ți se pare ție că totuși, da, ne reprezintă o jucătoare în continuare în voleiul feminin, dar e nevoie de mai multe? Tu ai zis că este jumătate-jumătate, dar cred că ea nu este, adică este jumătate, clar este, dar cum a zis și fratele ei, că am ascultat emisiunea, cum a reprezentat și Neca România și tricolul României, cred că într-adevăr este o jucătoare care putem să poate să fie un exemplu pentru multe alte jucătoare și avem nevoie de mai multe Neca, într-adevăr, în echipa națională și nu numai, că trebuie să luăm și să ne uităm la tinerele care trebuie să vină, cum este și Paula, a zis că exemplu este Neca. Deci este foarte important ca aceste exemple să fie mai mult valorificate și să crește mai mult tineri. Cred eu că asta ar fi secretul ca să ne ducem mult mai sus în voleiul european și mondial. E diferit voleiul care se practică acum față de cel practicat de tine în trecut, Cristina? Este mare diferență. Se schimbă voleiul, după părerea mea, așa, de la an la an, deci tactic și fizic. Cum a zis și Neca, facem antrenamente, de exemplu, 3-4 ori pe săptămână, numai forță, deci numai în sala de forță. Mai de mult, să zicem, nu era chiar așa, deși sportul se schimbă și tactic, se schimbă și regulile în sine s-au schimbat foarte multe. Deci este într-adevăr un volei care evoluează de la an la an. Da, dacă ar fi să le mai dai așa un sfat, o recomandare fetelor, cam care ar fi aceea? Păi munca, munca, munca. Asta este cea mai... Trebuie să te antrenezi foarte mult, trebuie să fii serios în ceea ce faci, pentru că doar așa, de exemplu la Neca, doar așa poate să se mențină, pentru că să ajungi este ușor, să zicem, între ghilimele, dar ca să te menții este cel mai greu. Și lui Paula, clar, este foarte tânără, are viața înainte, are talentul și toată energia ca să poată să ajungă o mare jucătoare, dar trebuie să ai modestie, trebuie să muncești foarte mult și clar că și echipa trebuie să te ajute că eu, cum am zis și când am fost în studio, Gianina, este un sport de echipă, fiecare depinde de fiecare. Și atunci ai nevoie de o echipă extraordinară ca să poți să realizezi lucruri extraordinare. Da, superb. Cristina, îți mulțumim mult de tot pentru prezență. Fetelor, dacă vreți să vorbiți și voi cu Cristina. Cristina, te așteptăm pe la București
Sau dacă nu, nu sperăm să te vedem când vom începe sezonul. Dacă nu, ne vedem în Cluj la o cafea. Super, vreau să vin și eu la un meci la Dinamo, pentru că de când am plecat de la Dinamo din 91, m-am întors doar acum, dar să văd clubul, dar vreau să vin să văd un meci de-al vostru. Vă promit că o să vin. Mulțumim, te așteptăm cu drag. Paftă multă, fetelor. Mulțumesc, Janina. Mulțumesc și eu, Cristina, te pup, o zi frumoasă să ai. Da, am revenit în studio, să știi că n-am uitat întrebarea. Cum te premiezi după o victorie sau după ceva ce ți iese? Nu știu, depinde de în ce stare mă aflu. Poate ceva bun de mâncare, poate ceva shopping, nu știu. Deci depinde, undeva între mâncare și shopping se împar lucrurile. Paula, la tine? La mine la fel, mâncare. Voi în timpul liber ce faceți? Ce obișnuiți să faceți? Nu prea face. Nu știu, eu cel puțin stau în casă, mai ales acum că a venit că e corona și n-avem voie să ieșim. Înainte ieșeam pe afară, mai mult în parcuri, nu la shopping, că nu mă prea pasionează shopping-ul și cam atât. Tu acasă ai vreun animăluț? Am avut multe, dar acum nu mai am niciunul. De aici ce pisicuță e? Aici eram undeva într-o tabără și am găsit o pisică și am luat-o. Ai luat-o acasă? Da. Chiar dacă mama n-a fost mulțumită, dar asta e. A trebuit să accepte. Și nu mai ai, nu? Nu. Nu, că asta a fost acum mult timp. În 2018, cred. Și tu, Neca, ce obișnuiești să faci în timpul liber? Mă odihnesc, în primul rând, că eu am o vârstă. E nevoie. 31 de ani, nu? Da. Mulți înainte. Mulțumesc, ești foarte tânără. Da. Gătesc, fac curățenie, spăl, citesc, mă uit la filme. Înainte mai ieșeam, dar acum nu mai ies. Deci acum toată activitatea se desfășoară acasă. Mm-hmm. Da. Vă place să dansați, fetelor? Da. Da. Și n-ați spus și voi pe Instagram o poză, un filmuleț să vă vedem și noi dansând? Nu, păi dansează în vestiar și în sală. Serios? Da, dansează cel mai mult dintre toate fetele. Guilty. Dar dansezi ce gen? Adică dansezi și muzică, pe muzică africană, de exemplu? Nu știu, da, I don't know. Mm-hmm. Adică, da, o avem în sânge, toți trei. Și eu și frații mei. Mm-hmm. Da. Și alte genuri de muzică, ce dansezi? Păi mai încinc și câte o horă la vreun eveniment înainte. Puteți să faceți o horă în vestiar, dacă... Acum nu prea mai e voie cu hore. Dar, na, să sperăm că mai prindem o nuntă, un botez ceva, o petrecere. Îți plac, nu? Da, mi-e dor că am ratat foarte multe din cauza voleiului și programului. Dar când obișnuiți să dansați, înainte de meci sau după meci? Și în timpul meciului se mai întâmplă ceva și mai vine o piesă și mamă, ce bine sună piesa și mai vrând nevrând. Tot se întâmplă, nu? Dar oricum, focusul e de cele mai multe ori normal pe meci. Normal. Asta așa mai la mișto mai mult, dar cu siguranță că suntem foarte concentrate pe meci și pe ce avem de făcut. Da, fetelor, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Abia aștept să vină din nou spectatorii în săli, să pot să vin și eu la meciurile voastre. E aici, aproape de noi, în Pipera, sala Dinamo. Și mi-ar plăcea mult de tot să vă văd la treabă. Am fost, cred că acum vreun an de zile și am făcut un interviu acolo și am participat la un antrenament. Sincer, n-aș mai fi plecat, pentru că mi se păreau că sunt atât de multe fete frumoase cu totul și feminine și din punct de vedere al corpului. Și poate cine știe, pe viitor mai îmi dați și mie un mesaj cu ce exerciții să fac să arăt așa ca voi. Da. Mulțumesc mult de tot, să aveți mult succes în continuare. Mulțumim. Dragilor, aici se încheie emisiunea. Sunt Janina Iacob, ne revedem și mâine de la ora 16. Rămâneți alături de noi. Pe curând! Yeah.